ca să cunoașteți vremea pe care o trăiți. Ca să înțelegeți că sunteți ajunși la țărușul schimbării și se vor schimba evenimentele sub privirea ochilor voștri. Pentru că aceeași căpetenie uriașă care a lucrat în Valea Dura lucrează și astăzi în mijlocul vostru, în mijlocul celor ce purtau altădată numele meu, zice Domnul, și se închinau înaintea mea. Și aceeași vreme a separării și a alegerii și la trâmbițările ce se fac, mulți vor ajunge să se închine înaintea căpeteniei diavolești. Unii caută să-și scape viața, neștiind că o vor pierde. Și se pleacă în primul val. Alții se vor lăsa influențați de unele instrumente ce vor cânta dulce și le vor făgădui avantaje materiale și se va pleca al doilea val. Alții vor fi îngroziți la trâmbițarea puternică ce se va face și de groază și de teamă vor îngenunchia înaintea chipului înălțat. Alții se vor numi eroi și vor zice că acceptă compromisul să-și salveze casele și familiile și copiii, fără să știe că lepădarea lor, iscălitura ce-o așează, aduce întunericul și bezna peste toată casa. Și se vor pleca în valuri, unii după alții, și vă vorbesc de cei ce altădată încheiaseră legământ cu mine, zice Domnul, dar ajung să-l calce în picioare prin acceptarea compromisului și prin iscălitura ce-o așează. Și puțini, foarte puțini, vor rămâne în adevăr, vor rămâne înrolați sub steagul izbăvirii. Și acestora am să le port de grijă ca prin minune, am să-i port din minune în minune, vor căpăta o crotire specială, vor căpăta pacea care vine de sus și vor avea puterea să se separe, să se aleagă, să rămână în încercuirea celor aleși. Chiar dacă de mulți vor fi numiți răzvrătiți și nesupuși, cei ce mă cunosc rămân în adevăr, zice Domnul. Acceptă ocrotirea mai mult decât orice altă ocrotire și-și pun nădejdea în mine. Astfel de oameni vă vreau. Peste mintea voastră va fi coborât coif de ocrotire, ca să nu vă îngrozească nici trâmbițările puteri, nici aducătoare de teamă, să nu vă încânte nici instrumentele melodioase care aduc făgăduințe de șarte. Ocrotirea mea coborâtă peste Duhul Minții va lucra protecție și pentru vremea de acum a alegerii și pentru vremea ce vă stă înainte. Și pentru că e o vreme în care cei ce se închină vor ajunge să se adune în același fel de închinare, fără prezența mea, fără chivotul prezenței mele, fără Duhul meu, și se vor lăuda că fac lucrarea mea în numele meu, zice Domnul. Ai mei, cei ce mă cunosc, vor fi nevoiți să se retragă și să caute locuri de poposire. Și aici, în locul acesta, vor alerga mulți să se adapte și să cunoască înviorarea. De aceea, puneți la inimă cuvântul meu că toate aceste evenimente se vor desfășura sub ochii voștri,
dar în dreptul vostru rămâne scris izbăvire și viață. De aceea cereți coif de ocrotire peste Duhul vostru. Amin. Și rămâneți în numărătoarea celor aleși, zice Domnul. Amin.